Informația de ultimă oră, vă spuneam, suntem în direct la Primetime Metropola TV. Fierbe Rusia, doamnelor și domnilor. Alexei Navalny, principalul opozant al președintelui rus Vladimir Putin, nu mai iese din pușcărie, a fost condamnat cu executare. CNN transmite că o instanță judiciară din Moscova l-a condamnat la 2 ani și jumătate cu executare. Informația precedentă era o sursă autohtonă, dădea 3 ani și jumătate. Informațiile vin în ritm, sunt contra cronometru. Invitații mei în continuare, Adrian Chesnoiu, deputat PSD și analistul politic Adrian Dobre. Foarte scurt timp intrăm prin Skype alături de colegul meu Tiberiu Sas, care e redactor de știri de politică externă, și o să comentăm un pic situația, pentru că temerea e, vedem, domnule Dobre, ce s-a întâmplat zilele trecute cu mii de ruși, mii și zeci de mii de ruși în stradă, mii dintre ei arestați și loviți cu brutalitate de forțele de ordine. Se clatină regimul lui Putin? Nu știu dacă se clatină deocamdată, dar cu siguranță este o fisură în carapacea foarte bine închegată a președintelui Putin. Acum, oamenii trebuie să înțeleagă că Rusia, practic, dacă noi am avut totuși șansa să ne liberăm de comunism acum 30 de ani, rușii au rămas în aceeași metaforă neagră a comunismului și a autocrației. E foarte posibil ca răbdarea oamenilor să se apropie de sfârșit. Gândiți-vă că sunt generații întregi care s-au născut și au trăit în această autocrație extremă în Rusia. Rușii sunt oamenii cu multe calități și dacă au acceptat, să spunem, cu oarecare obediență promovarea acestui tip de regim, asta nu ne spune că vor accepta acest lucru până la nesfârșit. Sigur că sunt foarte mulți nemulțumiți, le este frică. În mod evident, este o frică mare în Federația Rusă, pentru că sistemul de represiune este foarte puternic. Aduceați-vă aminte și de Georgia în ultima perioadă, aduceți-vă aminte că sunt frământări și Armenia și Azerbaijan, sunt frământări în toată această zonă. Dar pe care Rusia a știut să le controleze? Pe care a putut să le controleze, parțial. Parțial a putut să le controleze, pentru că a înregistrat în egală măsură și eșecuri în această gestiune a lucrurilor politice. Nu mai are puterea de altă dată. Nivelul de trai în Rusia este extrem de jos. Societatea este extrem de polarizată, în sensul în care cei bogați sunt exorbitant de bogați, iar ceilalți sunt exorbitant de săraci. Da? Bun, sunt extrem să ne amintim săraci. Și pentru telespectatori că toată nebunia recentă din Rusia a pornit cu otrăvirea lui Navalny, nu? A fost spitalizat în Germania, s-a scandalizat toate cancelariile occidentale s-au scandalizat pe subiect, ei și ce, și odată ajuns și nu e primul înapoi exemplu, în țară, Navalny și soția sa sunt arestați, sunt săptămâni de atunci, printr-o minune, unii spun că nu-i deloc minune și s-a făcut cu acordul serviciilor pe care le controlează Putin, FSB-ul, a unor oameni din servicii, acel filmuleț care a strâns peste 100 de milioane de vizionari pe YouTube, pe YouTube, palatul de miliarde de dolari al țarului Putin. Știți despre ce vorbim, o să-l și vedem în continuare, reamintim. Plus violența forțelor de represiune, fără precedent aproape. Păi, vedeți că dintr-o dată eșecul atentatului asupra opozantului Navalny este un eșec de politică, pentru că dacă le-ar fi mers lucrurile șnur, ca să mă exprim așa mai puțin academic, atentatul ar fi reușit, în primul rând. În al doilea rând, trebuie totuși să ne uităm de ambele părți și să vedem că și Navalny simte că este un moment bun politic pentru el. De aia, probabil că de-aia s-a și întors, pentru că eu cred că era extrem de conștient la ce se supune în momentul în care se întoarce în Federația Rusă. Putea să nu se întoarcă din Germania. S-a întors, știa că va fi încarcerat, știa că va face pușcărie. Știa că există o masă critică dar în rândul rușilor. Dar știa că există o masă critică în rândul rușilor și știa că are un sprijin. Asta este o oportunitate imensă pentru el de afirmare politică. Pentru că dacă ar fi rămas în Germania, lucrurile, mă rog, să spunem că s-ar fi calmat într-un fel sau altul, în sensul în care a fost un lider al opoziției, care a fost supus unui atentat, a supraviețuit și a rămas acolo. Dar n-ar fi fructificat la cald emoția, că vorbeam de emoția în politică, emoția oamenilor din Federația Rusă. S-a întors și a asumat un risc, curajos din punctul meu de vedere,
Știa foarte bine că intră la pușcărie, s-a întors și soția, și soția de asemenea acuzată, exact arestată, dar pentru el, pentru Navalny, este o trambulină politică. El ce încearcă să facă în momentul ăsta? Pe fisura care a apărut în sistemul autocratic rusesc, al lui Putin, el încearcă să mărească această fisură, să spargă această carapace a lui Putin cât de mult poate. Nu știe probabil exact cât de mult va putea să o spargă, dar va continua să dea în ea. Și dacă are șanse și supraviețuiește, și nu e o glumă ceea ce spun, dacă are șanse și supraviețuiește, probabil că vor fi din ce în ce mai mulți cei care îi se vor alătura. Și atunci probabil că această fisură va crește. Am mai văzut proteste, cum să spun, omorâte în fașă, și în China, nu, și în Hong Kong, ne amintim. În Rusia apare aproape de neimaginat, îl salut pe ardeleanul nostru. Situația e profund diferită. Tiberiu Sas, tare mă bucur să te văd, Tibi, primul nostru direct. Și uite pe ce subiect se pune de revoluție în Rusia sau e o gogoașă umflată. Informația de ultim moment de pe CNN, pentru că la noi cifrele și datele sunt, nu sunt foarte clare aici la București. CNN transmite că o instanță l-a condamnat cu executare la 2 ani și jumătate pe Navalny. Bună seara, bine v-am găsit. Să știi, adică sentința este mai mare puțin, este vorba de 3 ani și 6 luni, dar de unde 2 ani și 6 luni este vorba despre faptul că Navalny a executat deja un an de arest la domiciliu și i s-a scăzut acest an. Cert este că susținătorii lui Navalny în acest moment vor să iasă la proteste în piața Manejna din centrul Moscovei. Se așteaptă acolo număr foarte mare de oameni. Deja astăzi la tribunal s-au adunat foarte mulți unde se judeca cazul Navalny și au fost arestați în jur de 350 de persoane. Ce este foarte mult pentru o zi. Probabil că urmează noapte grea la Moscova cu arestări, cu violențe, cum ne-am obișnuit deja. Probabil că vor ieși și în alte orașe. Știu că tinerii au fost înfuriați de condamnarea lui Navalny. Rușii au fost foarte deranjați de declarații de celor din Uniunea Europeană, nu șeful diplomației europene, Joseph Borrell, a făcut apel la calm și a cerut să se oprească violențele în Rusia, chiar să le libereze pe Alexei Navalny. Cert este că Navalny a fost arestat și i s-a schimbat sentința care au cerut de suspendarea condamnării în închisoana. Tu crezi, Tibi, pentru că ești foarte preocupat de subiect și sigur de când au escaladat acolo violențele, mai ales, sunt convins că ai citit mai abitir ca noi presa internațională pe subiect. Crezi că este o emoție, un val de emoție care cuprinde Rusia și care ar fi ingredientele, poate filmulețul cu palatul misterios de pe YouTube, declarațiile ulterioare a lui Putin care a negat. Adică stau și mă întreb lumea de ce nu a ieșit atât, așa cum milioanele odată cu otrăvirea lui Navalny. Referitor la palatul prezentat în reportajul comandat de Alex Navalny, da, a contribuit la emoțiile tinerilor ruși, că iată, președintele lor trăiește într-un lux exorbitant. Între timp a apărut un oligarh rus care a spus că palatul nu este al lui Putin, ci este al lui. Este un apropiat al președintelui Vladimir Putin, care a făcut declarațiile acestea zilele trecute, în care recunoaște că palatul acela de peste 1,3 miliarde de euro nu îi aparține președintelui. Probabil lui Putin. Cu siguranță, pentru că declarația a fost făcută la o televiziune apropiată Kremlinului. Exact. Cert este că filmulețul doar în Rusia a avut 100 de milioane de vizualizări. Evident că a deranjat foarte multă lume din Rusia. Auzeam mai devreme că unul dintre invitații tăi spunea că rușii trăiesc și au un nivel de trai destul de
scăzut. Iată că aceste lucruri deranjează, da? Și să nu uităm, Putin deja domnește în Rusia de peste 20 de ani, cred că doar Stalin a mai așa o domnie între limele. După Stalin n-au mai fost președinți care să domnească atât și să stea la Rusie. Navalny spune într-o declarație de zilele trecute că Putin, prin încarcerarea sa, încearcă să intimideze milioane de oameni. Da, astăzi a fost și foarte ironic la adresa lui Putin în tribunal. A fost ironic și la adresa judecătorului, care a făcut o pauză și chiar l-a întrebat dacă poate trimite pe cineva la un fast food din apropiere să-i aducă un hamburger. Deci, cum să zic, și Navalny a făcut câteva declarații ironice care... Asta arată că e sigur pe el. Înseamnă că știe de ceva breșe în acest uriaș sistem de securitate pe care Putin îl controlează. Ce spuneați, domnul Dobre, mai devreme? Eu cred că profită foarte mult de moment. Și cred că joacă un pic de poker, domnul Navalny, în sensul în care jumătate poate că intuiește un sprijin în societatea rusească, dar cred că jumătate și este și la cacealma. Pentru că în societatea rusească, cred că în momentul de față este imposibil să spui care este cu adevărat pulsul societății. Cum vor reacționa oamenii într-o anumită situație. Ce vor face la o mișcare politică. Eu cred că Navalny are un simț politic destul de accentuat, de acut. Recunosc cinstit că are foarte mult curaj. Cred că marjează pe această situație politică pentru a o transforma într-o trambulină și cred că încearcă prin această, inclusiv prin ceea ce povestea colegul dumneavoastră, prin atitudinea sfidătoare și de la tribunal și din relația cu presa vis-a-vis de Putin, cred că încearcă să transmită un mesaj că este foarte puternic și în egală măsură încearcă să adune în jurul lui o masă critică. Obiectivul principal al Navalny în acest moment, pentru că el este relativ singur, este să creeze o masă critică. Dacă reușește, dacă supraviețuiește și reușește să creeze această masă critică, șansele lui cresc considerabil. Domnul Chesnoi, simt că are altă părere. Nu am altă părere, aș vrea să vin în completare a ceea ce a spus Adrian și domnul Saz mai devreme, dar eu n-aș merge atât de mult pe cacealmaua pe care o joacă Navalny în acest moment, pentru că, într-adevăr, el a simțit o anumită stare de frustrare a societății ruse, dar aș pune și aș ridica în discuție încă un eveniment major care s-a întâmplat la nivel global, și anume schimbarea de regim din Statele Unite ale Americii. N-aș merge atât de mult pe faptul că el joacă la cacealma, eu cred că are și un sprijin din alte zone și a fost încurajat să aibă o astfel de atitudine, pentru că, așa cum a spus, numai un nebun s-ar fi întors în Rusia în condițiile în care știa că este deja condamnat, că este în arest la domiciliu și o încălcare a termenilor eliberării condiționate ar duce la încarcerarea sa. Profită foarte mult de această situație. Societatea rusească se află în momentul acesta într-o stare de revoltă și cred că va continua să dobândească capital politic și capital de susținere din partea maselor, dar nu cred că nu este încurajat și din alte zone. Da, eu nu cred, Tibisas, că Navalny e un ajamiu în politică și merge la cacealma, eu cred. Nu, am spus jumătate cacealma. Jumătate, nici măcar pe 0,5%. Acum, Tibi, numărul arestărilor a fost fără precedent în acest weekend. 5.000 de oameni, protestatari, socialul Navalny, rude, prieteni, susținători ai lui, 5.000, record absolut, inclusiv ziariști. Acum, autoritățile ruse, cu FSB-ul controlat de țarul Putin, au pregătit dinainte, au orchestrat, au regizat aceste proteste, au închis metroul, au deviat traficul acolo. Te aștepți să fie în continuare pregătiți în a preîntâmpina zecile de mii de protestatari, iată, în seara asta, cum spui tu, inclusiv pe jurnaliști au amenințat, că, iertați-mă, vorbeam cu producătoarea acum, zic, să ținem într-o fereastră un canal rusesc care să transmită live. Nu există așa ceva. Totul e controlat. Cu siguranță Navalny are spate și are sprijin din Statele Unite, da. Actualul șef al diplomației americane, secretarul de stat Antony Blinken,
a criticat foarte dur ce se întâmplă în Statele Unite, în Rusia, referitor la procesul și la violențele legate de protestele care îl susțineau pe Navalny. Apoi Europa, Uniunea Europeană are o voce puțin mai redusă. Franța a venit cu o idee, unul dintre miniștrii francezi a venit cu o idee ca Rusia să fie sancționată, dar tace Germania. Și ministrul german de finanțe, Olaf Scholz, a declarat astăzi că este convins că gazoductul ruso-german Nord Stream 2 o să fie finalizat. În ciuda faptului că europenii cer să suspende lucrările la acest gazoduct. Este un gazoduct care a fost conceput pe vremea cancelarului Gerhard Schröder, dacă vă amintiți, care a condus Germania înainte de Angela Merkel. Este un gazoduct foarte în care s-au în jur de 10 miliarde de euro. Iată că Nord stea în cale acum tocmai un opozant în calea Germaniei ca să-și ducă la bun sfârșit acest gazoduct. Iată că Germania, care ar putea să aibă un cuvânt de spus, a fost destul de domol în criticile legate de violențele administrației Putin. Ce va fi, vom vedea, o să fie o noapte destul de agitată în Rusia, pentru că, din ce am văzut zilele trecute, oamenii vor fi cu siguranță bătuți, arestați. Este foarte interesant că soția lui Navalny a fost arestată de două ori, reținută, mă rog, nu chiar arestată, reținută și eliberată după câteva ore. Totuși nu au mers atât de departe ca să o carcereze pe perioadă mai lungă. Da, cred că ai spus și tu, Tibi, imediat, domnule Chesnoiu, Statele Unite ale Americii cer eliberarea, citez, imediată și necondiționată a lui Alexei Navalny. Se întâmplă, deci, la scurt timp după pronunțarea deciziei Tribunalului din Moscova. ONG-urile Tibi Sas, coordonate de Navalny, fac în continuare apeluri la proteste, sigur, pe căile lor, pe YouTube-uri ONG-urilor, pe Facebook-uri, pe paginile de socializare, nici de cum la vreo televiziune, că Putin controlează acolo tot. Sute de angajați ai forțelor de ordine, mai citesc aici, au fost mobilizați în centrul Moscovei. Stația de metrou Ohtoni Riad, din plin centrul capitalei, a fost deja închisă. Ce spuneam, forțele de intervenție se organizează pentru a-i primi cumva pe protestatari. Eu aș vrea, dacă îmi permite, să mai aduc în discuție și un paralelism cu o țară din Uniunea Europeană, o țară din Europa, Belarus, care știm bine că Alexandru Lukashenko s-a confruntat cu un val de revoltă din partea populației din Belarus pe același model. De aceea am spus în intervenția anterioară că nu trebuie să separăm anumite momente și să nu credem că nu sunt implicate și statele din Occident. Pentru că o revoluție în Rusia, pornită de la această arestare, dacă va fi posibilă și va escalada acest conflict social în Federația Rusă, se va face cu siguranță cu sprijinul celorlalte state. Rusia a numit ingerință grosolană a SUA în treburile interne faptul că americanii au criticat vehement arestările de la protestele din ultimele zile. Adrian, trebuie să încerc și să-ți spun legat de ce spui tu astăzi. Externe, Sergei a reacționat foarte dur, pentru că printre protestatarii care au mers la tribunal unde se judeca cazul Navalny au fost câțiva diplomați străini. A deranjat foarte mult Ministerul de Externe pe ministrul de Externe, care a replicat că iată, statele din vest, au intervenit în treburile interne ale Rusiei. Amintea interlocutorul despre Belarus. Da, și acolo au mers diplomații acasă la scriitoarea celebră din Belarus, da, să o apere și așa mai departe. Ideea este că aici nu vorbim totuși de Belarus, nu vorbim totuși de președintele Belarusului, ci vorbim de președintele Rusiei și violențele și duritatea care o folosesc sunt puțin mai mari.
în Rusia. E interesant, Tibi Sașe îi spune Navalnui astăzi la tribunal, și acolo au fost arestați sute de oameni care îl susțineau, îi spune Iuliei Navalnui, nu fi tristă, totul va fi bine. Da, cu siguranță speranța mare Putin are sprijin internațional și speră ca să nu dispășească această pedeapsă în totalitate. Următoare, probabil că lucrurile se vor rostogoli, pentru că insistențele venite din sfera internațională asupra administrației de la Kremlin o să crească. Știm foarte bine reacțiile Kremlinului față de vest. Deci o să fie o luptă destul de psihologică, cel puțin, destul de gravă din partea Kremlinului și nu o să cedeze ușor, pentru că iată au încercat să îi taie gazoductul ca să-l oprească, n-au reușit. În acest moment, că Germania nu este de acord, intră în acest joc al Uniunii Europene. N-avem cel mai bun semnal. Tibi Sașe, îți mulțumesc și dacă până la finele emisiunii mai apar informații de comentat, te invit să ni te alături. Vezi că te sabotează trolii de la Sankt Petersburg. Mulțumesc frumos, fă ceva cu semnalul. La bună vedere. Ce ar însemna să sintetizăm un conflict în Rusia pentru noi, eu pentru sunt relativ sceptic. Lumea geopolitică în care ne învârtim. Eu sunt relativ sceptic. Chiar și cu puțin aceste, domnule Dobre, declarații contundente la vârf între Statele Unite și Rusia. Da, pentru că posibilitatea sau capacitatea de intervenție sau de interferență a Statelor Unite în politica internă a unui stat puternic, cum este Federația Rusă. Federația Rusă, știți, nu este România în care ambasadorul vine și dă ordine miniștrilor prin comunicate de presă. Federația Rusă e un alt fel de stat. E un stat care, cel puțin în relația cu Statele Unite sau cu alți parteneri externi, chiar așa autocrat cum este, învechit, cu nivel de trai scăzut și cu, mă rog, industria căzută, dar e un stat pe picioarele lui. Eu de ce sunt sceptic? În Rusia? Nu. Dar de ce? Dar să vă spun de ce sunt sceptic. Pentru că sistemul pe care președintele Putin l-a creat în jurul lui, sistemul de forță, sistemul de represiune, sistemul de putere, sistemul de interese al celor care gestionează majoritatea banilor din Federația Rusă și care sunt apropiați de președintele Putin, este atât de puternic, este atât de bine rădăcinat, are atât de multe pârghii și mecanisme, inclusiv structurile statului, încât vreau să mă mențin rezervat în acest moment despre șansele domnului Navalny de a sparge această carapace. N-avem decât să urmărim ce se întâmplă acolo. Dacă îmi permiteți, aș vrea să mai precizez ceva. Ați vorbit de jocul geopolitic. Eu cred că și anticipez reacții foarte puternice din partea statelor din Occident, pentru că un astfel de moment nu se naște. El se construiește. Sigur, lucrurile escaladează în momentul în care apar victime. Slavă Domnului, până acum n-au fost destul morți. Destul de puternice. Este un moment construit, ține să, da, și vine să șubrezească puțin autocrația rusă și puterea pe care Putin a arătat-o în ultima perioadă, pentru că noi, să ținem minte, de un an și ceva, de un an și jumătate aproape, nu discutăm la nivel global decât de pandemie. Jocul geopolitic a trecut cumva în umbră. Ori un astfel de moment este clar că el a fost foarte bine calculat. Așa cum spunea și Adrian, Navalny nu s-ar fi întors în Rusia dacă nu ar fi avut un plan bine pus la punct. Dar trebuie să mai luăm ceva în calcul foarte scurt. E adevărat că presiunea externă va fi foarte mare. De la statele care nu au interese foarte mari pe Rusia, pentru că, de exemplu, Germania nu va face o presiune extraordinară având interese economice majore. Nu fățiși. Nu fățiși. Deci va fi așa ceva mai mult de imagine, de PR. În general, la Vlad Voiculescu, așa un pic, da? Dar, totuși, să nu uităm o chestiune. Federația Rusă are capacitatea de a se autoizola. Ea este deja semi-autoizolată în momentul de față. Are capacitatea de a se închide în sine. Are capacitatea de a se ermetiza împotriva unor astfel de... Are capacitatea de a fi, dacă vrei, de a nu auzi. De a nu auzi și de a se face că nu aude sau nu vede criticile venite din afară și de a merge mai departe cu o nonșalanță inimaginabilă. Are această capacitate. Să nu uităm că a făcut-o în trecut, de multe ori, și s-ar putea să o facă și în viitor. Are un vaccin potrivit. Are un vaccin potrivit pentru orice criză. Dacă avem informații noi, vă propun să vorbim de un alt lider, căruia i s-a reproșat așa
pe Dâmbovițește că e autocratic. Domnul Orban, Orban ăsta de la noi, da, care e șef la PNL, hai să ne întoarcem la ale noastre, pentru că bubuie nervi în PNL zi de zi, ceas de ceas. Cred. S-au împărțit prefecții astăzi, domnule Chesnoiu, domnule Dobre, zice un lider de partid, domnul Tișe, nu știu dacă apucăm să-l luăm la telefon, Alin Tișe, apropiat domnului Boc, zice, mă încearcă o lehamită profundă, nu mă surprinde ce au decis. Știți ce au decis? Păi așa, PNL, 23 de prefecți, prefecții sunt acum demnitari, asumați, oameni politici. USR plus 14 prefecți, UDMR 5 prefecți. Durerea la Cluj, la domnul Boc, prefectul va fi de la UDMR, iar acest lucru îi deranjează pe mulți. Cum e cu împărțeala asta, prefecții? Este cea mai puternică organizație din PNL. PNL Cluj a adus cele mai multe voturi pentru Partidul Național Liberal și este evident că liderii sunt nemulțumiți. Eu am văzut e și ostentativ gestul domnului Ludovic Orban. Este extrem de ostentativ și nu este singular. Este al doilea gest ostentativ la adresa PNL Cluj după numirea a ministrului Adrian Oros drept ministru agriculturii, fără să aibă susținerea filialei PNL Cluj. Și am văzut și reacția domnului Emil Boc, care a spus că vom merge să întrebăm mai sus. Dacă vor întreba mai sus, ne întrebăm și noi retoric la cine oare se referea domnul Boc când va pune această întrebare. Să nu uităm că Partidul Național Liberal nu mai guvernează. N-a guvernat-o nici anul trecut, când se ocupa de alegeri anticipate și de toate celelalte lucruri, de preluarea abuzivă a guvernării, nici acum nu mai guvernează. Au predat cumva cheile guvernării către USR pentru a-și regla luptele interne. Domnul Orban să ține în cont de faptul că a pierdut alegerile, o spun răspicat, mai mulți lideri din PNL au pierdut alegerile și se gândește foarte serios ce se va întâmpla cu poziția lui de președinte al PNL-ului. Mitici. Adică tu să vii, să-l iei la Boc, să-l pui pe prefect. Prefect, ce-i până la urmă prefectul? Nu e așa mare. Adică Orban nu joacă... Să nu fie mare, domnul Bucur. Stați puțin, cum adică să nu fie mare? Este... Nu, nu, stați puțin. Este reprezentantul zice, guvernului în teritoriu. Am văzut și a devenit de foarte mare. A devenit foarte mare prin ordonanță de urgență. A devenit foarte mare. Cum să nu fie mare? Este reprezentantul guvernului în teritoriu. Are la îndemână o mulțime de instrumente și de pârghii prin care poate să facă foarte multe jocuri, inclusiv politice, în teritoriu. Nu, 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 aici nu. Dar nu apelează Orban la chichițe, la lucruri mărunte, totuși, în panou, păi, în istoria modelul ăsta. În care dezvoltarea pleacă la UDMR, asta e un mărunțiș. Faptul că îi pui lui Boc peste cap, îi pui un prefect de la UDMR. Păi, în primul rând, haideți să ne întoarcem un pic la origine, ca să spun eu, da? Cum spunea un antrenor de fotbal american celebru, mare, după ce pierdea cât un meci. Să ne întoarcem la origine. Asta este o mingie. Da? Deci, vorbim de politizarea funcțiilor de prefect și subprefect. Mi-aduc aminte că acești domni care au modificat prin ordonanță de urgență... Domnul Dobre, n-a fost altfel. Nu, doar n-a că fost acum așa. Scrie nume, prenume... N-a fost politizată vădit, a avut influențe politice... Au avut, întotdeauna numirile de prefecți au avut influențe politice, dar nu a fost atât de fățișe ca până acum. Și mi-aduc aminte că acești domni care criticau partidele de dinainte recte PSD-ul că au adoptat codul administrativ, vă aduceți aminte, prin asumare ordonanță, au modificat același cod administrativ prin ordonanță. Bun, politizând treceți de argumentul ăsta. Dar bun. Trecând peste acest moment... E mai mult de formă. Domnule, păi, forma dă și fondul câteodată. Nu este de formă. O secundă, Adrian. Forma dă și fondul câteodată. Mai mult decât atât, vedem că astăzi se împart funcție de prefect, domnule, ca la piață. Una mie, două ție, 14 lola, dă-i 5 lola, mai ia de coalea, dă-i de coalea. Vi se pare că asta e vreo mare politică de stat? Vi se pare că asta este un act responsabil de gestiunea... Cum ar trebui? Cu CV-uri, pe meritocrație, cum? Păi nu, cum era înainte, domnule Bucur, și vreau să completez puțin ce a spus Adrian. Într-adevăr, existau anumite influențe politice la numirea prefecților, dar să nu uităm un lucru. Prefecții, pentru a intra în categoria înalților funcționari publici, dădeau examen. Dădeau un examen, un concurs transparent. Acești ipocriți care astăzi guvernează România au venit în fața electoratului, în campania electorală și în precampanie, și le-au spus că vor să aducă meritocrația la nivel de guvernare. Orice au făcut, au venit prin ordonanță de urgență, au modificat prevederea cu privire la numirea prefecților și i-au împărțit politica la piață, așa cum spunea Adrian. Dar ce vreau să vă mai spun? Sunt de 5 luni la guvernare. Acest guvern
este la guvernare de 5 săptămâni. De un an și 5 luni. De un an și 5 luni, dar nou guvern este de 5 săptămâni și în momentul de față nu au numit secretarii de stat. Pentru că după prefect și subprefect vor trece la secretarii de stat. Și să vedeți atunci, Măcel, în această coaliție care se spune că vrea binele iar apropo României. De, apropo și de nu vor binele României. Nu, vor să-și facă, în mod evident, ei simt și văd că sunt într-o cădere liberă în sondaje, pentru că sunt, indiferent ce ar face. Și sigur, se simt susținuți de președintele Iohannis în această perioadă, până la finalul mandatului președintelui. Păi se simt cine? Că aici veștile, taberele din PNL, domnul Tișe, sigur, domnul Boc, sigur, Curareș sigur, Bogdan, credeți sunt tabăra reformiștilor. Substrat, sigur, că nu are și un alt substrat. Mai avem și Oradea, mai avem și Moldova, mai avem și multe alte tabere. Stați puțin. Nu e doar asta. Avem Moldova cu niște tabere puternice, avem și mai sus mai Oradea, puțin puternice, că au avem niște probleme de integritate. Bine, ok, dar influența în politică în partid... Dar care e substratul când scapă? Substratul, eu îl văd și în alt sens. Să nu uităm faptul că în prima variantă de Plan Național de Redresare și Reziliență trimisă de România la Bruxelles, de guvernul Orban, Ardealul avea o sumă consistentă alocată din finanțarea din cele 30,2 miliarde de euro pe care a trebuit să le luăm pe mecanismul de redresare și reziliență. Îi dăduseră domnului Boc inclusiv metroul la Cluj în condițiile în care noi nu avem o autostradă care să lege sudul României de nordul României să treacă munții Carpați. Eu văd substratul că Orban le arată pisica, vine Congresul și dacă nu se potolesc cei din Transilvania, s-ar putea ca fondurile astea să dispară și să se ducă către acele ministere coordonate de USR. Să nu uităm că Planul Național de Redresare și Reziliență este astăzi la cheia și la butonul lui Ghinea de la Ministerul Fondurilor Europene și a lui Dragoș Pâzlaru. Cei care lucrează la un nou plan au venit și le-au spus românilor că guvernarea PNL n-a făcut nimic în această privință, au înființat 10 comitete, 10 grupuri de lucru care să analizeze și știți foarte bine în 2016 cum acționau. Este o nenorocire. Știți deci bine cum acționau. Amândoi sunt o nenorocire din punctul ăsta de vedere. Nu vreau să mă pronunț public, mi-e rușine. Adică nu vreau să mă exprim așa cum gândesc. Despre domnul, eu am avut și eu un proces cu domnul Ghinea, mă rog. Dar discuția este următoarea. În momentul de față, Adrian, așa cum îl văd eu pe Ludovic Orban, atenție, am așa o empatie față de el, că îl știu de mulți ani și îl știu chiar din perioada în care era hăituit de DNA. Și în care eu, deși eram un PSD, spuneam, bă, mergi înainte, că nu e normal ce se întâmplă. Îl văd pierzător. Deci în echipa, poate nu mâine. Poate până nu până la toamnă când e congresul. Poate nu până duminică, poate nu poi mâine. Dar eu îl văd pierzător pentru că deja el oricum n-a știut să facă politică mare. Așa cum ai spus tu foarte bine, a făcut numai matrapaz lucruri mici, chestii meschine, mărunte, de luat de la unul, de la altul. A pierdut puterea PNL-ului în momentul în care a cedat niște ministere extrem de importante către USR și UDMR din dorința de a-și păstra o poziție publică, anume aceea de președinte al Camerei Deputaților, pentru a nu pierde atunci în ziua aia conducerea PNL-ului. Dar faptul că n-a pierdut în ziua aia nu scutește de pericolul de a o pierde poi mâine. PNL-ul se macină, evident, că aveți și răspunsul la întrebarea de ce nu face PSD o opoziție reală. Că așteaptă să se macine PNL-ul. O poziție reală. Nu, domnule, dobre. Nu, facem o poziție reală și completez ce a spus Adrian. Vreau să dobre ne uităm la USR un pic, care are un PR fantastic, domnule Chesnoiu, domnule Dobre, ministrul economiei, după ce s-a făcut de corporate. Din ce surse? Domnul Năsui, ca și eram împreună joi seara, nu? Când a dat interviu la două brăznicie. Și? Cum n-am mai întâmplat. Ei, și ce dacă am pus-o pe securista aia, vreau să o pun secretar general adjunct, da? Și aia a dat cu subsemnatul la securitate și a turnat oameni care poate au făcut pușcărie. Ei bine, vine așa și publică cifre halucinante, face pe Robespierre așa, despre pensiile speciale. USR-ul reîncălzește subiectul pensiilor speciale. Păi normal, domnul Barna, păi normal când e într-o criză, când e într-o criză vine cu pensiile speciale. Că le taie, domnule Chesnoiu, la dumneavoastră la parlamentari și urmează pensiile speciale la primari. Domnule Bucurei, mai credeți? Pe cuvântul meu, uitați-vă, nu, haideți să ne uităm la televizor, nu-i mai crede, votat, domnul Chesnoiu. Domnul Bucur, nu-i mai crede nimeni, sunt atât de ipocriți și mincinoși,
Sunt mitoman de-a dreptul. Eu l-am întrebat pe domnul Barna... Stați un pic, ia. Da. N-are nicio problemă cu pensiile mari. Dacă cineva ajunge la acea sumă pentru că a economisit bani toată viața, i-a plasat în fonduri de pensii care au dat randament, bla, 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 bla. Avem și un tabel în care zice așa, toate cheltuielile cu pensiile speciale au crescut în ultimii 4 ani cu 60%, de aceea pensiile speciale ajung unele și la 16.000 de euro pe lună. Cum se face că pentru unii sunt mereu bani? El, fiul de securist. Vorbeați mai devreme și de tăticuțu, afaceri de 100 de milioane de dolari estimată, în afară de Motorola, 100 de milioane de dolari estimată, din ce? Din contracte cu statul. Dar vorbeați mai devreme speciale de PR. Contracte. Din contracte speciale cu statul. Păi cine finanțează PR-ul USR-ului? Pentru că știm cu toții cât costă să ai o campanie de imagine. Toți acești băieți de la USR care sunt și foarte tineri și n-au venit să le spună cetățenilor României cum și-au făcut aceste averi pe care le posedă, vin și spun, ba de investiții ale fondurilor de investiții, ba de investiții ale fondurilor de pensii private. Nu cumva în spatele acestor campanii de PR se află tocmai beneficiarii politicilor? Ar trebui să ne răspundă la acest lucru. De ce nu întrebați? Chemați-i la... Păi am întrebat, vă dau un exemplu. L-am întrebat public pe domnul Barna, care venea în campanie electorală și ne spunea fără penal în funcții publice. Și l-am întrebat, domnule, sunteți la guvernare, aveți coaliție majoritară. De ce nu dați legea pentru aprobarea referendumului și să demarăm procedura de modificare a Constituției? Și a spus nu că suntem în pandemie. Domnul, nu se poate așa ceva. Dar vă dau eu o soluție. Dați o soluție așa. Vă dau eu o soluție așa că a fost colegi. O avem și noi, domnule. O ascult și pe dumneavoastră. O ascult și pe dumneavoastră, înțeles. USR-ul este singurul partid din România care în campanie electorală... Dar uitați-vă și la cifre coada ochiului, că totuși Năsui nu minte. I-a dat cineva cifrele bune. Păi da, e normal că s-au crescut pensiile în procent de la cap la coadă. I-l-a dat doamna Turcan de la PNL. Care s-a finanțat prin subscripție publică. Mail-uri, peste mail-uri, peste SMS-uri trimise către populație în toate bazele de date, fără niciun fel de GDPR, de securitate, cerând bani de finanțare în campanie electorală. De ce nu faceți un grup, o comisie, denumiți-o cum vreți, o adunare? O comisie de anchetă. Bineînțeles, o comisie de anchetă. Dar ce are Năsui cu treaba cu pensiile speciale, că ați făcut vorbire de doamna Turcan? Păi ăsta nu e ministrul la economie? De ce vorbește el de pensii speciale? Nu, dar ei merg pe PR, vor să puncteze acolo unde ține, unde lumea este sensibilă. Domnul Dobre vorbea și a spus foarte bine despre bazele de date. Am fost amândoi în guvernarea tehnocrată. Vă aduceți aminte că primul lucru pe care l-au făcut acești băieți de la USR când au venit la guvernare a fost să solicite toate bazele de date din toate ministerele? Da. Eram colegi la Ministerul Muncii și am spus că nu le dăm. Exact. Pentru că nu aveau ordine de la muncă. Și s-au orientat fix și s-au bătut, apropo de domnul Ghinea, domnul Păzlaru, s-au bătut fix pe ministerele care aveau bani pentru fonduri europene. Atenție! Care puteau să acceseze bani pe fonduri europene, mulți bani. Acolo a fost bătaia pe funcții, restul nu i-a interesat. Ca și acum. Ca și acum, Ca și acum. Bătaie pe funcții, bătaie pe bani. În dauna românilor, pentru că nu veți vedea în tot ceea ce construiesc acești oameni o strategie de dezvoltare a României pe baze serioase. Nu vedeți că vin de fiecare dată cu lucruri care știu că sunt sensibile pentru români? Se duc întotdeauna în crearea acelei emoții publice adică de a întoarce populația vreți să-mi spuneți, împotriva noastră. Iartă-mă, te rog, Adrian. Dumneavoastră vreți să-mi spuneți că... Dumneavoastră vreți să-mi spuneți că acești copii de securiști, dacă ne uităm și telespectatorii sper că au în televizor acest material de la dumneavoastră. Da, sigur. Vor tăia de la angajații ai SRI, STS, SPP, de unde sunt tăticuții și unchiuleții lor, ce credeți? Pensiile speciale? Păi eu pot să vă garantez, fac dumneavoastră orice pariu îl țin în momentul ăsta și cu telespectatorii, că nu vor ridica un deget pentru așa nu ceva. Nu punem pariu, că nici uitați-vă pe aportul pensiilor de serviciu, că nu sunt speciale, sunt pensii de serviciu. Uitați-vă pe aportul pensiilor de serviciu la parlamentari și veți vedea că sunt jos. De senator și de... taie, care cele mai puține. Așa zice vor, ce vor tăia? Vor tăia la poliție, jandarmerie, militari, magistrați? Da, atenție, justiția, independent, magistrați și angajați ai SRI, STS, SPP, când ei sunt copii de securiști? Domnul Dobre, domnul Bucur, înseamnă că suntem mai copii, este un aspect pe care trebuie să-l avem cu toți în vedere și telespectatorii noștri și cetățenii acestei țări trebuie să-l știe. Ei vorbesc permanent de tăiere.
Trebuie să înțeleagă toată lumea că aceste pensii au fost deja acordate, le sunt în plată, sunt drepturi câștigate. Ce pot să ne spună este o regândire a sistemului de pensii pentru viitor. Nu le spun niciodată românilor că cei care au dobândit aceste pensii speciale sau de serviciu se bucură de ele și se vor bucura până la sfârșitul vieții lor. Da? Ei trebuie să vină să spună, dom'le, noi pentru viitor vrem să tăiem aceste pensii și să recalibrăm cumva sistemul de acordare a pensiilor pe bază de contributivitate. Dar de la a încerca până la a reuși, eu cred că tăierea se poate realiza ca să fie constituțională, mai ales că aici sunt în subiect. Da? Deci tăierea se poate realiza printr-o singură modalitate. Impozitare. Impozitare. Domnul Dobre, dar cum picăm în plasa eu vă garantez care ne face agenda. În fața telespectatorului, deci domnul Voiculescu, care e polimator, cum gestionează situația pandemiei și a spitalului de la Bal și a spitalelor din România, și care a făcut senzația că e cam lăsat de capul lui așa, vorbind, făcând declarații, trei conferințe de presă pe zi de vineri încoace, și partidul său, iată cum îl susține, schimbă, deturnează atenția publică. Vă miroase asta dezinformare? Clar, bine, asta nu mai e. Asta deja e o chestie, asta e un clișeu deja. Dar, atenție, mergând, sau pot să mă exprim vulgar, mergând după fentă. Da? Deci mergând după fenta acestor sportiv, copii de la USR, eu vreau să vă spun așa. Nu vor avea niciodată, și o spun în fața camerei, în fața telespectatorilor dumneavoastră, nu vor avea niciodată curajul și nici măcar intenția să taie vreodată pensiile sponsorilor lor. Niciodată. Și singura tăiere posibilă este prin impozitare. Și eu vă garantez că în orice proiect de impozitare îl va depune, dacă îl va depune vreodată USR-ul sau PNL-ul, dar l-a depus PSD-ul. Vor fi chichițe astfel încât, și sunt ușor depus acele chichițe, vor fi chichițe astfel încât să pice la Curtea Constituțională la prima sesizare. Completez. Partidul Social Democrat a depus o astfel de inițiativă, a fost votată. Ei nu au votat pentru această inițiativă, care era singura, așa cum spune domnul Dobre, de a putea reglementa aceste pensii speciale sau de serviciu, și au votat împotrivă. Și ce mai clar? 90% impozitare este singura variantă. 90% impozitare. Mai sunt câteva minute din emisiune și vreau să mai vorbim un pic ce se întâmplă în Rusia. Informațiile care ne parvin sunt foarte puține. Ne imaginăm cu toții de ce atât de greu vin de acolo informațiile. Avem doar așa o depeșă internațională France Press care repetă: Statele Unite, dar și Marea Britanie cer eliberarea imediată și necondiționată a lui Alexei Navalny. Centrul Moscovei, nu mă dați pe mine la televizor, ci imaginile cu Rusia, n-avem ceva în direct, dar imaginile cu bătăile, cu 5.000 de oameni arestați zilele trecute. Centrul Moscovei, baricadat de autorități după condamnarea politicianului, așadar a fost condamnat, vă reamintesc, în seara asta Navalny la 3 ani și jumătate de închisoare pentru presupusa încălcare a termenilor eliberării condiționate și pentru instigarea la proteste. Cum Navalny a executat, ce explica și Tiberiu Sas mai devreme, 9 luni deja de închisoare la domiciliu, mai stă după gratii 2 ani și 8 luni. Judecătorul de sentință a decis că trebuie să fie închis într-o colonie penitenciară alături de deținuți de drept comun. Avem așa reacția Americii, șeful diplomației americane, Anthony Blinken, secretarul de stat, care a vorbit acum un ceas printr-un comunicat de presă și își exprimă îngrijorarea administrației Biden față de sentința judecătorilor ruși. Citez: în timp ce lucrăm cu Rusia pentru apărarea intereselor Americii, ne vom coordona îndeaproape cu aliații și partenerii noștri pentru a cere Rusiei să dea socoteală pentru nerespectarea drepturilor cetățenilor săi. Și Dominic Raab, ministrul de externe britanic: Marea Britanie cere eliberarea imediată și necondiționată a lui Navalny și a tuturor protestatarilor pașnici și jurnaliștilor arestați în ultimele 2 săptămâni. Mai facem precizarea că ONG-urile, reamintim, coordonate de Navalny, fac în continuare pe canalele online și rețelele de socializare la proteste după pronunțarea acestei sentințe. Sunt deja mii de angajați ai forțelor de ordine mobilizați în centrul Moscovei. Stația de metrou, atâta știm până acum, din centrul capitalei, Ohodi Riad, a fost închisă. Scenariul care s-a repetat duminică, când 5.000 de oameni au fost arestați. Scurte comentarii, reluăm un pic pentru cei care n-au prins începutul discuției noastre. Este o ocazie extraordinară atât pentru noua administrație Biden,
cât și pentru guvernul extrem de zdruncinat al Marii Britanii, după pandemie, să se repoziționeze pe scena internațională și să repoarte, dacă vreți, drapelul de apărător al drepturilor omului și de fondator și de apărător ai democrației. După ce a traversat America, nu? Cu plecarea lui Trump, exact. Și bătaia din Congres. Exact. Le-i spunem doar atât, nu insurecție. Vreau să fiu puțin ironic și să arăt că imaginile pe care dumneavoastră le difuzați din Moscova încep să semene, sau mă rog, seamănă un pic și cu cele de la Washington de acum câteva săptămâni. Când lumea a fost acolo călare pe Capitoliu, sigur, nu există nicio legătură între ele, dar seamănă puțin. Și mai mult decât atât, sunt convins că în afară de aceste poziționări publice ferme, nimeni care are interes cu Federația Rusă nu va presa cu adevărat pedala pentru eliberarea acestor oameni, pentru că Rusia este o mare putere. Eu anticipez o reacție foarte promptă din partea statelor occidentale. Este evident că ele nu vor avea în momentul de față succes, dar vor încerca, așa cum spunea și Adrian Dobre, să se repoziționeze global, să joace rolul de actor strategic la nivel geopolitic. Mulțumesc tare mult pentru prezență, vă mai aștept. Cei trei erari, uite ce eveniment am prins. Cei trei Adrian. Urmărim ce se întâmplă în Rusia vecină, nu? În tot și toate. Ne vedem mâine, seara, numai bine.